După o lungă perioadă de timp în care măsurile impuse de pandemie au limitat accesul sportivilor în bazele de înot, lucrurile au început să revină la normal. În Ungaria, concursurile sportive au fost reluate, spre bucuria iubitorilor acestui sport. La Szentes, într-un bazin descoperit de 33 de metri, s-au aliniat la start peste 200 de sportivi Masters, printre care și reprezentanții ai clubului Gold Stars Baia Mare. Motivația și dorința de a fi iarăși pe bloc starturi au făcut ca înotătorii legitimați la clubul băimărean să cucerească 12 medalii, spune Delia Anacovaci, vicepreședinte al organizației sportive. A urcat pe prima treaptă a podiumului Sorin Stoica, categoria 35-39 de ani, în probele de 200 metri bras, 66 metri bras, 66 metri liber, 66 metri fluture, iar la 33 metri liber sportivul s-a clasat pe locul al doilea. István Hitter, categoria 40-44 de ani, a cucerit locul întâi la 66 metri bras și locul al doilea în probele de 33 metri bras, respectiv 200 metri bras. Delia Anacovaci, categoria 45-49 de ani, s-a situat pe locul al doilea la 100 metri mixt, 33 metri spate, 66 metri spate și pe locul al treilea în proba de 66 metri liber. Vicepreședintele clubului băimărean apreciază modul în care organizatorii au respectat regulile impuse pentru stoparea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și în același timp au demonstrat că sportul este cea mai bună cale de socializare și respect între oameni.